De fiecare dată când vorbesc de încredere, oamenii devin destul de sceptici, pentru că există această idee cum că încrederea ar fi precum un unicorn magic pe care îl ai acasă și dacă nu-l ai, nu o să-l ai niciodată. Cum că încrederea ar fi ceva cu care te naști și dacă nu te-ai născut cu ea ghinion, nu o să ai încredere în tine niciodată. Și motivul pentru care vorbesc astăzi despre încredere este pentru că știu sigur că nu este așa. Știu sigur că nu te naști cu încredere și știu sigur că este ceva ce se construiește și se dezvoltă. Știu sigur asta pentru că și eu am făcut asta cu mine. Foarte mult timp am fost genul de persoană pe care dacă o vedeai, ai fi spus wow, câtă încredere are persoana asta în ea sau wow, cât de sigur pare pe el. Dar nu era deloc așa, pentru că în interiorul meu, în mintea mea, exista mereu gândul sau nesiguranța următorului pas. Nu simțeam, de exemplu, că pot să duc o conversație interesantă până la sfârșit, așa că mereu vorbeam dintr-un grup de prieteni și evitam mereu să rămân singur. Sau nu simțeam că următorul răspuns pe care eu voiam să-l dau este destul de bun, așa că așteptam ca cei din jurul meu sau măcar o persoană din jurul meu să spună ceva și să văd reacția celorlalți față de răspunsul lui ca să pot și eu să-mi spun părerea. Dar niciodată nu spuneam eu primul ceva pentru că nu credeam că ceea ce urmează să spun este destul de bun sau destul de interesant. Și mai am foarte multe exemple de care o să vă povestesc în continuarea videoclipului, pentru că pentru mine, personal, subiectul sau întrebarea, dacă încrederea este ceva cu care te naști sau pe care o construiești, este de mult închisă. Pentru că în momentul ăsta sunt absolut sigur că încrederea este o multitudine de abilități puse cap la cap care te fac să ai încredere în tine. Așa că ăsta este motivul pentru care eu mă simt acum îndreptățit să vă ofer vouă cei 3 pași pe care eu i-am folosit ca să creez, să cresc și să mențin încrederea în mine. Așa că hai să-i dăm drumul. Înainte să începem să vorbim despre cei 3 pași, aș vrea să spun că pentru mine nu a existat niciodată 3 pași pe care știam că dacă o să-i fac, o să am mai multă încredere în mine. Nu exista niciodată ceva ce trebuia să facă eu să încep să am mai multă încredere. Dar voiam să schimb atât de mult situația în care mă aflam atât de des, încât am fost dispus să încerc absolut orice ca să încep să am mai multă încredere în mine. Nu este o știință exactă, nu este ca o rețetă cu care faci prăjituri. Pui puțin zâmbet, pui 50 de grame de glume și ți-a ieșit încrederea. Nu. Este diferit pentru fiecare dintre noi. În schimb, ce eu propun este ca acești 3 pași să fie un punct de plecare pentru fiecare dintre voi și de acolo să mergeți mai departe și să vedeți pentru voi ce funcționează, ce nu funcționează și mai departe să aplicați sau să preluați informația care vouă vă face bine. Acum că am lămurit asta, hai să începem! Primul pas. Învață să fii singur. De apt, titlul ăsta cred că are nevoie de o completare. Acceptă și învață să-ți placă să fii singur. Unul dintre factorii care ne provoacă lipsa de încredere este întrebarea: oare o să fiu destul de bun pentru situația în care mă aflu? Să zicem de exemplu că ești într-un grup de oameni și cineva spune o poveste, iar ceilalți sunt atenți la ce spune acea persoană. Și tu poate că ai fost într-o situație asemănătoare sau poate că nu ești de acord cu ce spune acea persoană sau poate pur și simplu vrei să completezi ce spunea. Și în momentul în care tu vrei să spui ceva, se aude în mintea ta o voce care spune: oare ce urmează să spui este destul de interesant sau este destul de bun sau oare este corect? Așa că te întrebi în momentul ăla, dacă eu o să spun acum ce vreau să spun, oare va exista vreo persoană în jurul meu care să mă corecteze sau să mă completeze și pe mine la rândul meu sau poate să spună că ce spun eu nu este corect? Oare chiar merită să spun chestia asta și să risc să fiu atacat de părerile celorlalți? Sau poate mai bine să stau în banca mea și să țin pentru mine ce voiam să spun. Așa că decizi în momentul ăla să nu mai spui nimic. Și poate că fix ideea pe care ai fi spus-o sau fix completarea pe care o aveai în minte ar fi întări relația dintre tine și oamenii din jurul tău. Și fix asta este motivul pentru care vreau ca oamenii să scape de nesiguranța asta, pentru că vocea din minte ne face să ratăm de atât de multe ori ocazia de a crea legături autentice și reale cu oamenii din jurul nostru și nu ne lasă să le arătăm cine suntem noi cu adevărat. Acceptă și învață să-ți placă, să fii singur. Eu cred că ăsta este cel mai important pas, pentru că odată ce tu te simți bine cu tine, ce tu te simți confortabil cu ideile tale și cu lucrurile în care crezi, în orice fel de situație te-ai afla, indiferent că în jurul tău sunt 100 de oameni care nu te plac, care te contrazic sau care te vorbesc de rău, pe tine nu o să te intereseze, pentru că știi că la sfârșitul zilei ei o să plece, fiecare cu viețile lor,
și tu o să rămâi singur. Dar tu ești singura persoană care va fi alături de tine pentru tot restul vieții tale. Ideea asta este esențială, așa că vă recomand să vă scrieți pe un bilețel pe care să-l purtați constant cu voi, undeva să-l țineți poate în portofel ca să îl vedeți mereu. Un bilet pe care să scrieți: ai grijă de tine, pentru că tu ești singura persoană care va fi toată viața alături de tine. Al doilea pas pe lista noastră este: ai grijă de mintea ta. Aș vrea să-ți imaginezi pentru o secundă că este dimineață, ești acasă și îți bei cafeaua. Și pentru puțin timp pleci din cameră și cel mai mare inamic al tău intră în cameră, se strecoară și îți toarnă puțin zahăr în cafea, având cele mai rele intenții în minte. Ce se întâmplă când tu vin apoi și îți bei cafeaua? Nimic. Probabil că o să-ți dai seama că cafeaua ta este puțin mai dulce. Dar dacă cel mai bun prieten al tău intră în cameră și îți toarnă puțină o travă în cafea, având cele mai bune intenții în minte, o face absolut din greșeală, ce se va întâmpla cu tine după ce tu bei cafeaua? Probabil o să mori. Viața este atât zahăr cât și o travă. Ai grijă unde îți lași cafeaua, ai grijă cui dai voie să toarne ceva în cafeaua ta. Ai grijă pe cine lași să se amestece în gândurile tale și cui dai voie să planteze idei în mintea ta. Pentru că o idee plantată în mintea cuiva poate să se transforme atât într-o floare foarte frumoasă care să înflorească, dar și într-o buruiană care să îți distrugă grădina. Tu trebuie să fii paznicul minții tale, tu trebuie să ai grijă de la cine primești sfaturi și ale cui sfaturi le accepți și cu cine îți petreci timpul. Pentru că noi devenim exact oamenii cu care ne petrecem timpul. Și știu că sunt prietenii tăi sau știu că poți să faci diferența între oamenii care sunt lângă tine și oamenii care te detestă sau care vor să te vadă eșuând. Dar cum am zis și în exemplu de dinainte cu cafeaua, nu contează cine spune o travă sau cine spune zahărul, până și cei mai buni prieteni pot să-ți dea sfaturi sau să te încarce cu idei care nu îți folosesc sau care poate chiar îți fac mai mult rău, așa că trebuie să ai grijă. Cine este persoana pe care o lași să se amestece în gândurile tale și pe care o lași să-ți planteze idei în minte? Și lucrurile pe care poți să le faci rapid ca să faci asta este să elimini cu totul din viața ta oamenii negativi care nu te susțin și care nu te încurajează. Este asta ușor? Nu, cu siguranță, mai ales când e vorba de prietenii vechi sau de rudele tale. Dar oamenii de genul ăsta, care îți sunt foarte apropiat și care nu te susțin și care nu vor să te vadă că reușești, sunt cei care o să-ți planteze idei de genul cap: păi de ce să reușești tu? Adică cu ce ești tu mai special? Sau stai în banca ta că până la urmă nu o să faci tu nimic interesant în viața asta? Sau de ce să faci tu chestiile astea până la urmă? Mai bine stai potolit. Oamenii ăștia o să-ți planteze idei în cap cum că tu nu ești destul de bun. Așa că trebuie eliminați cu totul. Pentru că o buruiană, dacă nu este ruptă definitiv de la rădăcină, ea o să continuă să crească și să îți omoare grădina. Al doilea lucru pe care poți să-l faci este să citești cât mai multe cărți care îți dezvoltă mintea. Și crede-mă, nici eu nu am fost un mare fan al cărților în general, pentru că niciodată nu citeam cărțile care mi-ar fi plăcut și care m-ar fi ajutat. Dar cu cărțile potrivite îți poți dezvolta mintea, pentru că nu de fiecare dată găsești oameni ca lumea în jurul tău care să te învețe și de la care să înveți. În schimb, atunci când citești o carte, este ca și cum ai purta o conversație de la unul la unul cu autorul cărții și poți să-i vezi gândurile, toate. Toate gândurile care l-au ajutat să aibă succes și care l-au ajutat să aibă viața pe care tu o îndrăgești sau pe care tu vrei să o modelezi. Așa că scoate oamenii negativi din viața ta și citește cărți care să-ți dezvolte mintea. Și pasul numărul 3, ai grijă de corpul tău. Fie că mergi la sală, fie că mergi la alergat, fie că ai grijă de ce mănânci și de cum și cât dormi, fă ceva în fiecare zi cât să te responsabilizeze să ai grijă de corpul tău. Adu-ți aminte că mintea este combustibilul, dar că corpul tău este mașina și indiferent de cât de bună este benzina sau motorina pe care tu o pui, mașina nu va funcționa dacă tu nu ai grijă de ea. Și cu cât vei avea mai multă grijă de corpul tău, te vei simți cu mult mai bine atât pe exterior cât și pe interior.
și vei învăța să-ți depășești limitele și obstacole pe care le vei întâmpina în cale. Și asta îți va transforma modul de gândire în cel necesar care să te ajute să-ți dea încredere în tine. În loc să auzi vocea mintea ta care să-ți spună, oare ești destul de bun ca să faci asta? O să auzi mintea ta, dovedește-ți ție că ești destul de bun încât să faci asta. Dragii mei, aceștia au fost cei 3 pași pentru ca tu să ai mai multă încredere în tine și ca un mic bonus, haide să repetăm puțin la sfârșit ce am făcut. Acceptă și învață să-ți placă să fii singur, ai grijă de mintea ta și 3, ai grijă de corpul tău. Și ca un mic bonus pe care vreau să-l ofer acum la sfârșit, învață să-ți pui întrebarea cine vreau să devin și nu cine sunt. Pentru că cine sunt ești în momentul ăsta, este o limitare. Dacă te întreb cine sunt, îți vei da definiția a ce poți tu să faci în momentul ăsta. Dar dacă întrebi, oare cine vreau să devin, ce fel de om vreau să fiu, te vei gândi la aptitudinile și la obiectivele pe care le va alege și le va putea îndeplini omul care vrei tu să devii. Așa că întreabă-te, oare cine vreau eu să devin și încearcă să aduci omul pe care ți-l imaginezi în realitate. Acesta a fost și filmul de săptămâna asta. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai like și să-l trimiți unui prieten dacă crezi că îl va ajuta. Dacă ești nou pe canalul meu, dă subscribe ca să ne vedem și în filmele următoare. Și până data viitoare, eu sunt Stan George Cristian. Salutare!